Împreună pentru o lume mai bună, pe doamna director executiv CONAF, Viorica Pușcaș. Am bucuria în această seară de a vă prezenta o femeie, mamă, soție, președinta Asociației Creionăm Viitorul, focusată pe a fi și a face, mai puțin interesată de a avea, preocupată să trăiască autentic, să-și îndeplinească menirea și să fie un model echilibrat pentru copiii săi. Iată câteva dintre proiectele desfășurate. Ape fără deșeuri, igienico-sanitare, programul cu apele curate, prietenii din grădinița mea, proiect pentru un viitor mai bun în comunități, proiectul de conștientizare a tinerii generații asupra importanței protejării apelor prin reducerea consumului de plastic și printr-o mai bună gestionare a deșeurilor, tramvaiul cu apere curate, Be Smart, Be Clean. Pentru anul 2023, lista sa și a asociației pe care o conduce este la fel de impresionantă. Doamnelor și domnilor, pentru implicarea în viața și viitorul comunității, o premiem astăzi pe doamna Andreea Stan. Mulțumesc Brăilei pentru că m-a adoptat, căci eu nu m-am născut aici, am venit așa la chemarea inimii, soțul meu fiind brăilean și mă emoționează faptul că exact aici, pe această scenă, ne-am și căsătorit în urmă cu câțiva ani buni. În 2017 s-a născut primul meu băiat. Și atunci a apărut întrebarea, este Brăila un loc bun ca să ne creștem copilul? Mulți dintre prietenii noștri erau deja plecați, fie prin orașe din vest, fie în alte țări. Sora mea, exact în anul în care eu veneam la Brăila, a plecat în Canada. Și gândindu-mă la această întrebare, am ajuns la concluzia că ține de perspectiva din care privesc lucrurile, în primul rând, și că dacă toți vom alege să plecăm în acele locuri care par mai bune pentru a trăi și pentru a ne crește copiii, atunci foarte probabil România va rămâne o țară a nimănui. Iar asta pentru mine a fost inacceptabil. Așa că din acel moment am decis că am datoria de a face tot ce pot, de a-mi folosi toate resursele, astfel încât locul în care trăiesc să devină cel mai bun loc în care copilul meu să crească. Poate suna idealist, nu cred că reușesc să mut munții din loc, dar refuz totuși să aleg varianta în care să plec sau varianta în care să fac tot ce pot mai bine pentru copilul meu în casa noastră, lăsând ca mediul în care el trăiește de fapt să rămână la fel. Așa a luat naștere Creionăm Viitorul, din dorința de a creiona acel viitor în care copiii noștri să fie sănătoși, fericiți și să se simtă confortabil. Și din 2019, deși am activat doar ca un grup de inițiativă locală, nu ca un ONG, am reușit să atragem aproape 40.000 de euro cu care am făcut ce am știut noi mai bine, în Brăila, în ceea ce privește protecția mediului și educația. E drept că am fost și norocoși. Am avut parte de mult sprijin, atât din partea autorităților, cât și a oamenilor care ni s-au alăturat. Deși la început au fost mulți sceptici și apăreau aceleași întrebări, dar voi ce interes aveți? Dar voi ce vizați de fapt? Dar tocmai tu, care nici măcar nu ești brăileancă, de ce faci asta? Așa cum spuneam mai devreme, o fac pentru copilul meu în primul rând și pentru copiii noștri ai tuturor. O fac pentru că îmi doresc ca atunci când vor fi adulți, dacă mă vor întreba de ce este România așa cum este, să le pot spune că am făcut tot ce am putut mai bine.
că nu mi-am văzut doar de pătrățelul meu și nu n-am urmărit doar binele personal, ci am dăruit cât am putut de mult comunității în care am ales să trăiesc. 2023 o să fie pentru mine un an intens. În ianuarie se va naște al doilea băiețel al meu. Și chiar dacă mi-am luat concediu de la locul meu de muncă full-time, de la Creionan Viitorul nu-mi pot lua concediu, deși oamenii mă întreabă, soțul mă somează uneori să pun pe primul plan sănătatea și odihna, nu-mi pot lua concediu. Planurile sunt deja foarte clar definite, sunt norocoasă că am o echipă puternică alături de mine și ne propunem ca în 2023 să acționăm cel puțin în trei direcții. Pe de o parte, intenționăm să creăm niște biblioteci care să creioneze viitorul. Vrem să facem asta în mediul rural. Copiilor nu li se citește. Cu atât mai mult copiilor mici nu li se citește. Și atunci intenționăm să creăm niște zone de lectură în grădinițe din mediul rural, astfel încât cei mici să aibă acces la carte de bună calitate, cadre didactice să aibă acces la workshop-uri de storytelling, astfel încât să înțeleagă și să învețe care este rolul lecturii în viața copilului mic. M-a durut când îmi spunea o doamnă educator despre copilul ei, că nu-i cumpără încă și cărți, îi cumpără doar jucării, pentru că este foarte mic și nu are răbdare să îi se citească. Și va începe acest proces când va intra copilul la școală și va învăța el să citească. M-a durut pentru că știu că acest copil, expus fiind la ecrane și văzând lucrurile din această perspectivă, nefiindu-i dezvoltată dragostea de lectură, nu va reuși când va intra la școală și va trebui să citească, nu va reuși să recupereze, nu va reuși să se apropie de carte. Și atunci mă tem că astfel am rămâne în acele topuri pe care testele PISA le-au făcut și care ne plasează, din nefericire, pe primele locuri în ceea ce privește oamenii analfabeți funcționali. Nu vreau să rămânem acolo, așa că vă invit să punem umăr lângă umăr și în 2023 să creăm cât mai multe biblioteci în grădinițele din mediul rural, astfel încât să facem un pas înainte. Continuăm de asemenea să ne implicăm în ceea ce privește protecția mediului. Mă doare de asemenea să văd că avem mai multe gunoaie decât fire de iarbă, mai mult plastic în apă decât pește. Mă doare când ne spun pescarii care ne văd că adunăm gunoaie pe malul Dunării, lăsați că o să plouă, crește nivelul și va lua apa toate aceste gunoaie. Așa că vrem ca în 2023 să facem un scut uman antiplastic. Vrem să adoptăm plaja Perla, care este a noastră tuturor, dar pare că a nimănui, pentru că este în continuare la fel ca acum 10, 20, 30, 50 de ani, fără infrastructură de colectare. Diferența e că e mult mai murdară, că acum 50 de ani oamenii nu mergeau să facă ravagii, ci doar să se bucure de ea. Și de asemenea vrem să ne îngrijim în anul ce vine de adolescenți. Credem că ei sunt viitorul, vedem că au aripi din ce în ce mai plăpânde și rădăcini din ce în ce mai subțiri, pentru că au trăit o pandemie, trăiesc un război, trăiesc în viteza secolului 21, trăiesc cu părinți plecați în sânul familiei și așa mai departe. De aceea Creionan Viitorul își propune ca pentru anul viitor să continue programul de dezvoltare personală de sănătate adolescenților și sperăm ca la finele lui 2023 să ne vedem, să putem să povestim despre toate acestea, înfăptuite fiind, și să facem planul pentru 2024. Mulțumesc! Ceea ce vor face. Mulțumesc!